Scenariul presupunea interceptarea unei embarcațiuni care se apropia de Constanța. Pentru că activitatea de la bord era suspectă, oamenii legii au urcat înarmați pe remorchier și au început căutările. Au fost verificate holurile și încăperile navei, iar în una dintre ele au fost găsite persoane suspecte. La bordul navei, polițiștii de frontieră au găsit mai mulți refugiați pe care i-au adus pe punte, i-au încătușat, i-au verificat și mai apoi i-au transportat în portul Constanța. Conform scenariului, unii dintre refugiați au devenit violenți și chiar s-au rănit. Come on, man. I'm under break. Come on. Embarcațiunea a fost însoțită până în port de nave ale gărzii de coastă. Garda de coastă a participat cu unitate de scafandri și o navă și o embarcațiune rapidă pentru interceptarea unei ținte. Ținta a fost un pescador, la bordul căruia au fost peste 12 persoane, două fiind rănite și două s-au opus arestării. Misiunea de interceptare și extragere a refugiaților de la bordul navei a făcut parte din exercițiul Sea Shield 2023. Trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de situație și, având în vedere contextul regional de securitate, scenariul exercițiului Sea Shield se pliază pe acest context. Misiunea presupune ca refugiații să fie duși în portul Constanța, unde trebuie evaluați medical, amprentați și apoi predați autorităților de la imigrări.